Există foarte multe argumente din perspectivă istorico-științifică care ne permit nouă cu demnitate să continuăm să ne numim limba moldovenească și această sintagmă să fie prezentă în Constituția țării. Domnul Popovici, dumneavoastră ce limbă vorbiți? Eu vorbesc română. Română? Dar nu cred că cineva greșește dacă numește moldovenească, pentru că este Constituție și fiecare are dreptul să numească.